Explozia violentă s-a produs înainte de răsăritul soarelui, când un șofer de 42 de ani a oprit pentru a-și reface rezerva de combustibil. Imediat, un bărbat de 26 de ani angajat al stației a venit să-l ajute, însă un zgomot puternic a întrerupt totul. Mașina a explodat. Fix 5:26 s-a auzit o deflagrație, adică au vibrat geamurile. Prima dată am zis că e cu tremur și la câteva minute soția a auzit că cineva explozia nu a fost urmată de incendiu. La fața locului au ajuns 4 autospeciale ale ISU Ilfov, dar și mai multe echipaje SMURD. În urma evenimentului au fost identificate 2 victime, una decedată, iar cea de-a doua transportată la spital. Alimentarea cu gaze a fost oprită, traficul în zonă a fost restricționat. Angajatul stației a murit pe loc în urma exploziei, șoferul a scăpat cu viață și a fost transportat la spital. Polițiștii și criminaliștii trebuie să afle cum a avut loc acest incident. Stația de alimentare cu gaz natural comprimat la care s-a produs explozia este singura din județul Ilfov. În România sunt câteva mii de mașini care folosesc acest tip de combustibil și tot mai mulți șoferi aleg să conducă astfel de automobile, mai ales că plătesc cu 40% mai puțin pentru alimentare decât în cazul motorinei și benzinei. În Europa circulă pe străzi aproximativ 2 milioane de vehicule care folosesc gaz natural comprimat.